6 din 10 tramvaie noi cumpărate de primăria din Iași au probleme grave. Vatmanii spun că garniturile dau cu spatele din senin și de multe ori au pierdut complet controlul acestora. Compania de transport public le-a scos din trafic și se fac verificări împreună cu reprezentanții firmei de la care au fost achiziționate. Tramvaiele au fost cumpărate de primăria Iași tocmai din Turcia și au fost anunțate drept investiții care vor schimba total fața transportului în comun din oraș. Numai că între timp s-a descoperit că, de exemplu, la trecerea pe la separatoare, unele dintre ele frânează brusc și o iau înapoi. La 8 din cele 12 tramvaie achiziționate, paletele pantografelor s-au uzat și au fost deja înlocuite. Unul dintre vagoane e tras pe linie moartă cu pantograful rupt. Compania care le deține spune însă că e ceva normal, pentru că a circulat mult pe traseu. La un număr de aproximativ 20.000 de kilometri rulați de către un vagon, sunt schimbate acele palete, fiind încadrate în categoria consumabile. Tramvaiele sunt în garanție, iar angajații companiei producătoare lucrează deja la remedierea defecțiunilor. Compania de transport public Iași a luat act încă de la primele situații în care au fost depistate erori tehnice la bordul tramvaiilor Bozancaia și au comunicat producătorului din Turcia aceste probleme, situația fiind rezolvată în scurt timp, astfel că toate acele tramvaie care au avut astfel de situații nu au ieșit la stradă în acel moment. Din cele 16 tramvaie comandate de primăria Iași, care costă peste 13 milioane de euro, au fost livrate până acum 14.